Haideți să dăm citire dispoziției numărul 43 din 5 februarie 2020 privind acceptarea ședinței ordinare a Consiliului Local de Mesia Hașii în data de 12 februarie 2020 începând cu ora 16. Primarul Comunei Mesia Hașii a fost având în vedere adresa numărul 23 din 11 aprilie 2020 primită de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, înregistrată la legea numărul 380/2020, în care se comunică faptul că licitația ședinței din data de 13.01.2020 a Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Bacău, s-a hotărât acordarea avizului conform privind organizarea rețelei școlare în cadrul Comunei Mesia Hașii pentru anul școlar 2020-2021. Cererea numărul 47 din 8 ianuarie 2020 primită de la Serviciul Public de Salubrizare Sălit Moldova, prin care ne solicită aprobarea prelungirii închidierii a autonomiei Bacău 06 de dat, aparținând Comunei Mesia Hașii pentru anul 2020. Adresa numărul 77 din 10 aprilie 2020, primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Bacău, prin care ne comunică sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pentru Comuna Mărăsirea Hașii, în special pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2022. Adresa numărul 83 din 15 ianuarie 2020, primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, prin care mi se comunică repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și cota de 8% din impozitul pe venit pe anii 2020, 2021, 2022 și 2023. Adresa 3407 din 11 decembrie 2019, primită de la Compania Regională de Apă Bacău, prin care ne solicită includerea bugetele anuale a diverselor sume necesare cofinanțării investiției aferente Comunei Mesia Hașii privind proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău. Adresa numărul 4360 din 10 decembrie 2019, înregistrată la adresa numărul 663 din 2020, primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2020, atât pentru persoane fizice, cât și pentru agenții economici din Comuna Mesia Hașii. În conformitate cu prevederile articolului 96 de atunci de la vede 1956-2019, privind codul administrativ, articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mesia Hașii Județul Bacău se convoacă în ședință ordinară pentru data de 12 februarie 2020, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiecte pe ordinea de zi următoarele. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Comuna Mesia Hașii, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind închirierea autobuzelui Bacău 06 dat pentru anul 2020 către Serviciul Public de Salubrizare Sălit Moldova. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren la suprafață de 5.320 metri pătrați, situație în punctul Arșiță, din Comuna Mesia Hașii, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren în suprafață de 3.450 de metri pătrați. Aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Cosud S.A. și aprobarea tradițională numărul 2 la contractul 1078/1087/16/2018. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la vizierul de la primărie și pe pagina de bibliotecă a instituției și va fi comunicat de instituției prefectului județului Bacău
în termenul legal. Ședința este publică. Să supunem la vot procesul verbal de ședința trecută și ordinea de zi de astăzi. Mulțumesc, Arhile. Începem. Prin adresa 23/1/2020, Inspectoratul Școlar Județean Bacău ne comunică faptul că, având în vedere dispozițiile articolului 61 alineatul 2 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 atribuită din unitățile de învățământ nominalizate la adresa noastră, dispozițiile articolului 24 din ordinul numărul 5090/2019 privind metodologia pentru organizarea rețelei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolar, preșcolar, școlarizația în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea organizării rețelei unităților de învățământ pe Universitate de Stat pentru anul 2020-2021, posibil de administrația de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în ședința din luna din data de 13.1.2020, a hotărât să acorde avizul conform privind organizarea rețelei școlare în unitatea noastră administrativ teritorială, conform prezentată în anexa numărul 1, lista unităților de învățământ pe universitar, pentru care se acordă avizul conform anul școlar 2020-2021. După emiterea avizului conform, Consiliul Local al Unității dumneavoastră administrativ teritoriale trebuie să emită hotărârea Consiliului Local, având ca obiect organizarea rețelei școlare din raza dumneavoastră de competență. Hotărârea Consiliului Local va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău în original. Și în anexă este trecută școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin, personalitate juridică, adresa, formă de proprietate publică de interes local și național și școala numărul 2, care este arondată, școala gimnazială numărul 1, Mănăstirea Cașin. Da. Și... Păi da, să vedem. E vorba de proiectul planului de școlarizare pentru învățământul primar și gimnazial pentru anul 2020-2021, da? Da. Și avem așa. Învățământul primar existent în 2019-2020. Învățământ de zi număr de elevi 68, clasa 1 o clasă cu 17, clasa 2 o clasă cu 18, clasa 3 o clasă cu 16 și clasa 4 o clasă cu 17. Propuneri pentru 2020-2021. Număr de clase. Avem la învățământul primar două clase cu 33 de elevi, din care clase pregătitoare 233. Dar nu s-a dat o lege că se spune mai 26 de clase? Două clase. Da. La învățământul gimnazial avem pe 2019-2020 la clasele 5-8, 6 clase cu 110 elevi, la clasa 5-a avem 2 clase cu 38, la 6-a o clasă cu 18, la 7-a 2 clase cu 36 și la 8-a o clasă cu 18.
la propuneri 2020-2021, 8 clase cu 150 de elevi, din care la clasa 5-a 2 cu 43, la 6-a 2 cu 38, la 7-a 2 cu 33 și la 8-a 2 cu 36. La rețeaua unităților de învățământ pe universitate cu personalitate juridică care vor funcționa în anul școlar 2020-2021, școala gimnazială Regina Maria, număr de grupe antepreșcolar, preșcolar, clasă pe 15, total număr de antepreșcolar și preșcolar 297, și la școala numărul 2 avem 6 grupe cu 123 de copii. Cu aici sunt incluse și gradinițele. Da, asta e. Deci, în total, câte legale au comună? În total avem 330 de copii. Care luăm în calcul pentru anul școlar 2020-2021. Cine? Nu. Fără, și 90 de preșcolari. Și 90. 4 școlari. Da. Da, discuții. Discuții pe subiect. Eu am mai spus și în alte ședințe. Normal ar fi fost să ne prezinte situația asta, chiar domnul director. Niciodată nu a făcut plăcerea să vină o dată aici în ședința Consiliului Local să vedem și noi, după părerea dânsului, dânsul trebuia să suporte toată discuția asta, nu? Nu trebuie domn primar, nu e obligat domn primar să prezinte situația școlară pentru... Materialul de prezentare școală, domnul. Da, dar poate putea și dânsul să se susțină sau prezinte aici așa, să fie venit, domn. Niciodată nu am văzut, cel puțin de nu știm cum arată acest director. Conduce școala noastră și nu știm. Vece lumneastră, la Lupește, acolo, nu cunoașteți. Vece lumneastră, la Lupește. Nu, eu nu la Vece. Dacă nu știți de Vece, eu nu la Vece. Acolo nu ești la Lupește, da, să vedem, Lupește. Păi, mama, tu poate vrei zici, nu, 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 și ea, nu, ea nu stă la Lupește, unde stă în oraș. Aici e singur pe ea. Nu, pe doamna o știu, eu știu. Eu știu că ea e proprietarul, știu, nu, mama. El, nu știu. Eu n-am știut ca să... Da, nu știu. Asta, doamnă Sătare. Altceva? Atunci, spune-mi la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituției bugetare pentru anul 2019. Da, evident că în calitatea mea de ordonator principal de cred că o să fac în prezentarea. Este schița raportului, este aceeași pe care o facem în fiecare an. Am făcut în 2020, dacă vă în 2019, dacă vă să aminte, am făcut o dată și în luna iulie-august, acum așa. În fine, raport cu privire la execuția bugetară la data de 31.12.2019. Bugetul Comunei Mănăstirea Cașin la data de 31.12. se prezenta astfel. La capitolul venituri, 13.379.100 a fost bugetul inițial, s-au cheltuit
bugetul final pe 15.830.366 de lei. La Pășune am avut un venituri estimate de 104.000 de lei și s-au cheltuit 104.000 de lei. La Cămin 20.000 de lei și s-au cheltuit 20.000 de lei. Sau cred că era invers. La Cămin 104.000 și la Pășune 20. Da, veniturile se compun din impozit pe venit 4.000 de lei realizându-se 3.229, taxă firmă 5.000 de lei realizându-se 3.881 de lei, impozit pe clădire 105.000 de lei s-au realizat 101.994 în raport de 97,14%, TMT 150.000 de lei s-au realizat 158.763, impozit pe teren 141.000 de lei s-au realizat 116.815 în procent de 82,85%. Alte venituri 45.000 s-au realizat 24.472. Concesionare 100.000 de lei s-au realizat 138.357 de lei. Taxă de timbru 3.000 de lei s-au realizat 5.719. Amenzi de circulație, 118.000, s-au realizat 69.633. La amenzi buget local, 75.000 de lei, s-au realizat 48.181. Taxe speciale, 200.000 de lei, s-au realizat 169.582 de lei. Ajutor cu încălzirea locuinței din lemne, 116.000 de lei, s-au realizat 83.798. Cote și impozite sume defalcate din impozitul pe venit, 1.456.000 de lei planul, s-au realizat 1.362.239 de lei, în procent de 93,56%. Sume defalcate din TVA, 3.860.000 de lei, s-au realizat 3.841.486 de lei, în procent de 99,52%. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor, am primit suma de 269.937 de lei. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală s-au realizat 2.303.480 de lei. Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 176.100 și s-au realizat 748.753 de lei. Astea au fost veniturile, cheltuielile. La administrație locală am avut un plan de 1.918.500 și s-au realizat 1.304.247 de lei. Din care? Cheltuieli de personal. Dintr-un plan de 1.420.350 s-au realizat 1.372.227 de lei, reprezentând salarizarea personalului și scopurile executivului. Cheltuieli materiale. A fost un plan de 384.268, s-au realizat 188.837, cheltuieli compuse din cheltuieli cu iluminatul, poștă telefonică, furnizor de birou, chitanțiere, hârtie Xerox, hârtie de scris, alte materiale și prestări servicii, pânări imprimate, plată, site-uri, internet, abonamente, programe, imposte și taxe locale, servicii, Xerox, motorină, deplasări, registru, intrare, șiri, la două copii la școală, făcut de artificii, sume pentru 50 de ani de căsătorie, etc. Mijloace fixe, planul a fost 115.000 de lei și s-au realizat 44.301 lei, reprezentând cheltuieli cu achiziționarea unui server pentru programe și achiziționarea unui pachet informatic Syntaxis. Transferuri din bugetele locale pentru asistență socială, copii instituționalizați, planul a fost de 114.000 de lei, s-a realizat 100% 114.000 de lei. Pentru sub protecție civilă și protecție contra incendiilor, planul a fost de 119.200 de lei și s-a realizat 95.166. Cheltuielile de personal, planul a fost de 104.000 de lei și s-a realizat 93.012 lei. Cheltuielile materiale au fost un plan de 15.200, s-au realizat 2.154, s-au cumpărat benzină pentru utilaj, piese pentru reparație, învățământ.
La anul a fost de 6.817.666 de lei, s-au realizat 2.901.389. Cheltuieli materiale în sumă de 308.666 ca și plan, s-au realizat 257.410. Cheltuieli compuse din cheltuieli cu încălzire, iluminată, apă, canal, salubrizare, furnituri, birou, cutie, cred, registre și așa mai departe, poștă, telefon, materiale curățenie, pelet, săpun de topsea, alte cheltuieli, abonamente, sisteme informatice, servicii informatice, deplasări, servicii medicale, etc. Asistența socială. A avut un plan de 34.000 de lei. S-a realizat 26.026 lei. 14.000 de lei realizat. 12.000 la drepturile copilului cu cerințe speciale de CES. Din 14.000 propus, s-au realizat 12.026. La tichete de grădiniță, 20.000 a fost planul, s-au realizat 14.000 de lei. Transferul către asociație a fost un plan de 30.000, s-a realizat 30.000. Cheltuiele, mijloace fixe, plan 6.445.000 de lei, s-a realizat 2.557.953, reprezentând investiții la școala numărul 1. La sănătate, la reparații clădire dispensară, s-a plătit o expertiză de 11.900 dintr-un plan de 15.000. La cultură a fost un plan de 377.500, s-a realizat 287.150. La bibliotecă a fost un plan de 107.500, s-a realizat 93.709. În care cheltuielile de personal cu biblioteca 104.000 de lei, s-au realizat 92.951. La cheltuieli materiale, dintr-un plan de 3.500, s-au realizat 758 lei. Căminul cultural a fost un plan de 150.000 de lei, s-au realizat 84.311. Cheltuieli materiale în sumă de 95.000, un plan de 95.000 de lei s-a realizat de 78.161, reprezentând cheltuieli cu reparații, 27.999 și cheltuieli cu obiectiv de inventar, 50.269. Cheltuieli mijloace fixe în plan de 55.000 de lei s-a realizat 6.050 de lei, reprezentând achiziționarea unei combine frigorifice în valoare de 4.500 de lei și 1.550 de lei, reprezentând alte materiale. Sport, a fost un plan de 10.000, s-a realizat 10.000 de lei la lucrări de restaurare și reabilitare biserică. A fost un plan de 100.000 de lei și s-a realizat 99.830 de lei. La proiectul cu biserică. Asistență socială. Un plan de 1.275.500 s-a realizat 1.218.734 de lei. Cheltuieli de personal, asistență personală, un plan de 876.810 s-a realizat 876.003 lei. Indemnizații persoane cu handicap a fost un plan de 258.690, s-au realizat 237.047 de lei. Cheltuieli cu ajutorul pentru încălzire, un plan de 23.000, s-au realizat 21.460 de lei, reprezentând numai pe 74 de cazuri. Ajutor de încălzire, bani primiți de la Direcția Finanțelor Publice, a fost un plan de 117.000 de lei, s-a realizat 84.224, reprezentând un număr de 170 de dosare. La dezvoltare publică avem un plan de 1.435.000 de lei, s-au realizat 872.511. Cheltuieli cu iluminatul public a fost un plan de 160.000, s-a realizat 136.649 de lei. Întreținerea sistemului de supraveghere a fost un plan de 20.000, s-au realizat 9.479. Alimentare cu apă a fost un plan de 300.000, s-a realizat 103.101.
Înființarea de sistem de gaze naturale a fost un plan de 300 de mii, s-a realizat 43.120. Amenajare de parcare a fost un plan de 100 de mii, s-au realizat 98 de mii de lei. La reabilitare de clădire sector a fost un plan de 400 de mii, s-au realizat 348 de mii, 039 de lei. La stații de autobuz a fost un plan de 15 mii, s-au realizat 12 mii de lei. Pentru sistema comunei a fost un plan de 5.000 de lei, nu s-a realizat. Totemul de intrare în Comuna Mănăstirea Cașina a fost un plan de 40.000, s-a realizat 22.305 lei. Achiziții teren și școala veche a fost un plan de 75.000 de lei, s-a realizat 73.618. Studii de coexistență camere video a fost un plan de 20.000 de lei, s-a realizat 16.200. La salubrizare, planul a fost de 527.000 de lei și s-au realizat 465.421 de lei. Cheltuielile de personal a fost un plan de 67.000 de lei, s-au realizat 37.527. Cheltuielile de bunuri și servicii a fost un plan de 460.000 și s-au realizat 427.894 de lei colectare deșeuri. Drumuri și poduri. Planul a fost de 3.231.000 și s-au realizat 816.746 de lei, din care cheltuielile de personal 108.000 de lei, s-au realizat 85.544, cheltuielile cu bunuri și servicii. Planul a fost de 278.000 de lei, s-au realizat 207.000 de lei, 588. Reparații drumuri, combustibil, reparații mașini. Proiectul finanțare din fonduri externe, 1.550.000 de lei, s-au realizat 370.793 de lei. La modernizare de drumuri comunale, 1.350.000 a fost planul, s-a realizat 352.943. La modernizare de drumul Morei a fost 200.000, s-a realizat 17.850 de lei. Investiții plan, a fost un plan de 1.245.000 de lei, s-au realizat 152.821 de lei. Modernizare de drum local, Lupești-Părgulești, un plan de 100.000 și s-a realizat doar 7.905. Regularizarea pe Sărățel, 100.000, s-a realizat 90.192 de lei. Modernizare drum, Brău Dulce, plan 5.000 de lei, s-a realizat 4.284. Corecție Torienți, Părăul Răchiților, un plan de 1.040.000, nu mai avea de ce să mai treacă. Cadastru drumul 50.000, s-a realizat 49.740 de lei. Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea prevederilor din buget local, aprobat de Consiliul Local, acordându-se atenție deosebită cheltuielilor necesare pentru desfășurarea în condiții bune, în condiții învățământului, asigurând condiții cât mai bune pentru încălzire, eliminarea și cheltuieli materiale de strictă necesitate. Sumele cheltuite au fost efectuate cu conformitate cu prevederile legale. La autofinanțarea pășune și cămin cultural, cheltuielile au fost efectuate în funcție de veniturile realizate, după cum urmează. La pășune s-a încasat suma de 403.824 de lei, reprezentând contravaloare masă rămasă. S-a cheltuit suma de 40.982 de lei. De cheltuieli materiale, la cămin cultural, s-a încasat suma de 7.492 de lei cămin, s-a cheltuit 2.842 de lei, reprezentând iluminat. Cam astea sunt sumele care au făcut parte din bugetul anului 2019. Deci vezi mai recădatorate? Da. Este bugetul total. Total buget la buget local. 15.830.366. Bugetul final. Adică la 31 decembrie. Adică în bani de ar fi 58 de miliarde. Da. Bun. Eu aveam dreptate când spuneam că fiecare an domnul urmă să fie de Mănăstirea Cașina, care la dispoziție peste 100 de miliarde. Nu în fiecare an. Cum? Anul 2019. Nu în fiecare an. În fiecare an. Sunt date luate după site-ul.
Domnul Gheorghe. Este bugetul anului 2019. Da, anul bugetul anului 2020 va fi mai mare ca 2019. Așa cum 2018 a fost mai mic decât bugetul anului 2019. De câțiva ani, dumneavoastră aveți un buget comunal de 150 de miliarde de lei, da? Domnul primar, cum ați spus că... Comunal. Domnul primar, mi-aduc aminte că anul trecut, înainte de a trece în anul 2019, ne puneam cu speranța că domnule să dea Dumnezeu la anul viitor, adică 2019, vom ajunge să vrem și noi un par de anul din rețeaua de... Uiteați-vă că a mai trecut un an, dumneavoastră ne-a zis că așa o să fie și că cu ajutorul bunului Dumnezeu, uiteați, o să vedem anul acela care a trecut. Și constat că, uite, o să mai treacă vreo câțiva ani și mai iau o mare, canalizare de nave, apă nave, trotuare nave, gardă nave și nave nimic. Care sunt, cum spun, obiectivele dumneavoastră care vă mândriți după ce am mai trecut încă un an de zile, la în fruntea acestei comune și nu se văd niciun fel de realizare. Cu ce vă lăudați la sfânt? Și domnul, unde sunt primar așa de 16 ani și știu că aici, după un asta, mă laud cu obiectivul ăsta care este și la anzea. Vreți să vă fac un raport cu ce am făcut 16 ani? Nu se face, nu se face. Vă faceți consiliul local. Domnul Belen, haideți să nu referitor strict la asta. La diverse, spuneți ce nu... Spuneți ce nu e în regulă cu execuția bugetară, asta nu e doar acum. Domnule, deci ce nu e în regulă, în regulă situația în care stată comuna? Deci e toată. Apă nu, canalizare nu, gardă nu, trotuare nu. Uitați-vă, în toate comunele astea, că este tot, se și drag de circul pe marginea așa. Asta sunt rezultate până la asta. Ce ați făcut afară de plantarea asta care nu e care este pe altfel? Acum vine și năpastea asta cu școala, cine știe când o să fie gata? Pentru că nu văd niște obiectivi care să fie finalizate. Nu văd. Apa trebuia să fie finalizată din anul 2008. Deci se termină în 2020 și mai avem făcute investiții și nu se știe clar dacă proiectele se pot aplica și așa mai departe. Deci, domnule primar, dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de activitatea care a depus o frunte, a făcut un plecat, vreau să fie și domnul Vici aici. În primul rând nu există transparență. Dovadă că sunt în comisie economică. Niciodată nu s-a pus la dispoziție cifrele astea care le-ați citit. Acolo să am și eu la dispoziție. Uitați, domnule, de ce s-a cheltuit eu de execuția bugetară? Nu poate citiți aici ca la televizor, ce să reținem acum și el, orice coleg de aici, întrebați-l dacă poate nu ține minte, dar dumneavoastră nu difuniți la zis, eu am mai urmărit și la alte cetințe, domnule, și la Onești, și la Dofteana. Fiecare consilier are situația, domnule, în față, de o poate să o studieze, să o vadă, să trecim, ne citiți aici ca la televizor, ce să reții, domnule? Deci nu există transparență. Nu să fi să pune numai mi să cere să semneze la Comisia Economică, să semneze exact cum e vorba aia și ca primar. Încă primarul cred că s-a ținut mai mult. Și, în definitiv, nu arată exact toate cheltuielile. Și să-i zic, domnule, aș putea să pun și eu o întrebare. De ce s-a cheltuit în putare loc, dacă aș putea lătie aia? Atât că mi se pare mult. Deci, cum să rețin? Eu nu să rețin, dar nu vreau să lucrez de noastră. Să trage la ziua de ce ați citit în asta, să am și eu că sunt în comisie economică, cred că sunt în dreptul să cer treaba asta. Dar bineînțeles, da. Bineînțeles, dar acum trebuie să cer asta, dar de-a de inițiativa de la domnul primar, să o facem, da? Domnul Consiliu, da, ați spus. Da, domnul. Materialul a fost... Intenționat, inițiule astea, faceți treaba asta să ne duceți ca pe niște nemărniți cu preșuri și ne împrăbătiți. Și noi, voi votăm toate întâmpinele astea și noi și nu știm nimic ce se întâmplă în comuna asta. De asta noi nu progresăm cu nimic și într-adevăr are dreptate, domnul Beloi. Domnul a rămas în coada comunilor, domnule. Ne-au plătit de toată lumea noastră. Când prindeți o lucrare de noastră,
auziți o subvenție europeană, ceva, domnule, turnați bani cu găleata acolo, saci de bani și nu vă mai gândiți. Noi, la ora actuală, nu avem drumuri, cine asfaltate, nici pe ruinte, domnule, puneți la mișto niște borobani de capul pe drum, de ne strică mașinile și numai bărți, numai vârtoate pe drum. Cum e posibil treaba asta? Domnule. Aveți 16 ani de... Haideți să puneți la portul de... Nu,
Hai, domnule, dar vorbim cu Lucia, domnule, vorbim chiar numai cu Oașcu, vorbim cu cifre, domnule. Ce cifre, domnule? Ce trebuie făcut? Ce nu făcut? Sumele astea au fost puse pe masa Consiliului Local. De fiecare imposibil, nicio lucrare nu-ți face fără acordul locului imposibil. Eu așa știu. Da, păi votăm, noi suntem mașinării, ne vot. Ai propus pentru drum să primim miliarde. Nu l-ați votat, n-ați ridicat mâna. Nu banii astea. Studii de fezabilitate, proiect pentru mutare. Să iau bani și să vă tot timpul. Dacă astea sunt pași, nu progresă. Astea sunt pași. Nimic nu progresă. Construcție. Dar e posibil? Da. Domnul Mirea. Aveți 16 ani de bani. Deci fiecare sumă. Eu aș vrea niște comentarii bine să vedea, sincer să fiu, nu știu, poate nu sunt eu capabil să le țin, dar nu ne-am. Nu, deci ne-am rețet, nu nicio sumă de acompizare, pentru normal, ca fiecare consilier să aibă lista în față și atunci ce puteți face cu operație, așa? Deci, ești nici nu vrea să facem o poală de sfert de oră, să facem material. Știi ce? Haideți, nu mai e la trebuie. Nu ca să ne pun în față. Nu mai e. Dar de cât timp poți să studiezi aia? Un minut, în 5 minute, la școală. Aici. De ce n-ați făcut copii la vizia? Păi de ce ne-a făcut materialul? Stai să vă spun. De ce ne-a făcut materialul? Acum o ține, sau nu ne pune aici, în față. Nu știți despre ce. Și materialul ajunge. Deci materialul trebuie să ajungă la consilier. Dar trebuie cu hărăt. În momentul în care ești anunțat că este ședință, trebuie să primești convocatorul plus materialele care se discută. Ca atunci să ai timp, dacă vrei, să le studiezi pe casă. Așa vii la ședință, îți pune în față de mii de cifre, ci că La raportul de execuție bugetară, care nu a fost niciun problem. Raportul a fost generat automat, el nu mai are. Însă, pe buget au fost cifre care îți vin mereu și care, de exemplu, la școală, ne-au venit, s-au dat cifre și așa mai departe. Ce ați zis, mai normal să avem și mai mult ca școală? Dar raportul pe execuția bugetară, celelalte sume au rămas în bugetul comun. Ce anume? Pentru că atâta s-a putut realiza, s-a făcut proiectul tehnic în perioada asta și s-a scos la licitație. S-au obținut avizele care s-au... Normal, trebuie să treci la următorul pas ca să scoți la licitație. Am scos acum la licitație, vineri se depun ofertele, sunt 7 firme care se interesează de lucrarea asta. Urmează să execuți, să încheie contractul de execuție și să îi dăm una treabă. Deja o să vedeți că în bugetul de anul ăsta am prevăzut o sumă de 17 miliarde care e prevăzută pentru o alimentare poate. Poate întrebare. Achiziții de teren și școala tehnică. Plan 75.000 de lei, realizat 73.608 lei. Da. Cine? S-a cumpărat terenul ăla? Da.
Dar eu cred că dacă n-am avut hârtie, nu o să le ține ceasul. De ce 17,68 de gata a costat, nu? Și diferența a rămas în bugetul primării. Toate diferențele? Diferențele astea, care au rămas în bugetul primării, le-ați adunat să spuneți, dom'le, avem un surplus rămas din 2019, de atâția lei, care s-au auzit în 2020, să mai auzim de așa. O v-am auzit când o să pune. Nu. Nu trebuie acum să te arată. Serios, eu vă explic serios, așa cum am făcut o veche. Iar același, de cât timp sunteți consilier? Domnule, eu sunt de 2004. Și știți ce e la fond de urmă? Ați mai auzit noțiunea de fond? Domnule, primare, domnule, dar dumneavoastră nu mă spățineți în mine la Italia. Atunci când facem bugetul, se discută de fondul de rulment. Ce sumă luăm de acolo, cum folosim, ei, asta înseamnă, toți banii care s-au adunat. În fondul de rulment? În fiecare an prezentăm cât ce sumă avem în fondul de rulment și cât se folosește. Niciodată nu ați prezentat prea asta. Părerea mea asta. Fiți un pic mai atent, domnul consilier, și o să vedeți că se explică. Da, prea. Domnule, deci noi, părintele local, ne interesează foarte mult de
obiectivele de investiții, care sunt cele mai mari. Ce ne puteți spune, domnul primar, despre aceste obiective mari? Apă? Domnul Belor, discutăm de raportul de execuție bugetară și trecem la, la buget. Domnule, și acolo discutăm exact întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, da? Deci, haideți să încheiem cu execuția bugetară. Este vorba, tot este bani. Nu, acum e vorba de execuția bugetară pe 2019 și care a început pe 2020 și discutăm de, de exact ce a spus dumneavoastră. Bine, atât. Nu, pe bine, diferența asta de bani, să ne-o spuneți acum, câți bani au rămas din 2019. Ne-o spuneți aici. Ar trebui să trebuia să avem lecția învățată. Domnule, uite, ne-a rămas... La următorul punct, asta am spus, că am pregătit, la următorul punct, asta spun. Hai să mergem de România. Bun. Supunem la vot execuția bugetară pe 2019. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Eu. Cine se abține? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Cine așa te întrebi? Trebuie să fie prezentat această lucrare. Păi dacă vă uitați la ordinea de zi, veniți următorul punct. Asta vă prezentă. Deci, poate este aceeași lucrurile care este... Bun. Cum doamne? Deci, un document care se reprezintă care sunt obiectivele bugetului pentru 2020. Ne-a dat pentru 2019. Am zis, mă dau, domnule, că se adresele acum, vă spun exact ce, cum am programat, cum am proiectat bugetul. Da? Deci, avem adresele de la Ministerul, de la Administrația Finanțelor Publice. Hai, cred că mă dați nicio, nu știu ce, trebuie și cu colegiul în mână. Deci avem adresa numărul 77-10-1-2020. Repartizare sumei pentru buget 2020 și estimări pentru 2021-2023. Sume defalcate din taxa pe TVA, din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, un total de 763.000 de lei. Din care, pentru asistenți personale persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav, 718.000 de lei. Pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, 23.000 de lei. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, 15.000 de lei. Drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrate în învățământul de masă, așa zis, succes, 7.000 de lei. Este programul pentru 2020. O altă adresă, tot din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, da. Care spune, repartizare sume pentru buget an 2020, estimări 2021-2023, este vorba de adresa 83-15-1-2020, potrivit prevederilor articolului 6.47 din legea bugetului de anul 2020, numărul 15-2020, adresa Ministerului Finanțelor Publice, numărul 472.003 din 8-1-2020, deciziei șefului Agenției Județene a Finanțelor Publice, Bacon numărul 4/2020, vă comunicăm următoarea. La contul 040201, estimare cu cotă directă 63%, suma de 648.000 de lei. La contul 110206, suma de 3.188.000 de lei. Și la contul 040204, estimare cotă de 14%, 646.000 de lei. Ne puteți spune ce înseamnă conturile? Sunt conturile curente ale noastre, la conturile noastre de venituri se duc toate sumele astea. O să vă spun exact cum se face repartizarea prin sume. Mai departe, Consiliul Județean Bacău, prin adresa numărul 2354 din 7-2020,
ne spune în felul următor. În baza prevederilor articolului 4 litera C din legea 5/2020 privind bugetul de stat de pe anul 2020 prin hotărârea Consiliului Județean numărul 22 din 7/2020, precum și în baza prevederilor articolului 6 alineatul 1 litera C din legea 5/2020 privind bugetul de stat pe 2020 prin hotărârea Consiliului Județean numărul 23 din 7/2020 au fost repartizate următoarele sume. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 199.000 de lei. Sume repartizate la fondul, din fondul la dispoziția Consiliului Județean 6% din impozitul pe venit, 390.000 de lei pe anul 2020. Din partea Ministerului Educației și Cercetării, pentru școală, Inspectoratul Școlar dă decizia 142/11/2020, în care se repartizează pe unități de învățământ pe Universitatea Sat, sub stat, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, reprezentând finanțarea de bază a unităților de învățământ pe Universitatea Sat, pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104, alineatul 2, de la PSD, din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 la prezenta decizie. La școala Mănăstirea Cașină are 188.000 de lei repartizați. Deci, astea sunt sumele în sumă totală de 6.022.000 de lei. Adică 60 miliarde de lei. Da. Noi la cheltuieli avem prevăzut 12.491.500 de lei. Diferența de 6 milioane, mai bine de 6 milioane, este fondul de rulment. De aici? Da. Deci de la 12.491.500 la 6.022.000 este fondul de rulment. Da. Adică 6 milioane. 60 milioane. Da, aproape jumătate. Domnul, și acum, dați-mi voi să intervin un pic. Păi, lăsați-mă că spuneți material. Bine. Acum, avem la capitolul cheltuieli. Avem așa, administrație locală. 1.989.600, din care cheltuieli de personal, 1.606.600, cheltuieli material, 383.000, furnituri birou, 8.000, materiale de curățenie, 2.000, încălzit iluminat 8.000, apă canal sanitizate 7.000, carburant 12.000, poștă internet telecomunicații 50.000, materiale de caracter funcțional 200.000, servis calculator, imprimante, program, calculator și așa mai departe, alte bunuri și servicii 7.000 de lei, reparații curente 30.000 de lei, obiecte de inventar 5.000 de lei, deplasări 4.000 și pregătire profesională 50.000, în calcul faptul că nu s-a mai făcut de mult pregătire profesională cu aparatul primării. Deci asta e ceea ce ține de administrația locală, o sumă de 1.989.600. Ce să înțeleg prin alte bunuri și servicii? În ce constă asta? Explicați așa detaliat. 7.000 de lei, suma prevăzută, înseamnă materiale, tot felul de... înseamnă benzină pentru mașină, înseamnă servicii de detergent și așa mai departe. La copii instituționalizați. O sumă pe care o dăm în fiecare an, 140.000 prevăzută pentru acest lucru. Pentru inspectorat, pentru situații de urgență, avem 119.800, cheltuieli de personal 104.600, bunuri și servicii 15.200 de lei, din care carburanți 5.000, materiale de caracter funcțional 3.500, piese utilaje 6.000 de lei, deplasări 700. La învățământ, cheltuieli materiale și mijloace fixe, o sumă totală de 289.500, pentru că a fost suma de 188.000 de lei care am primit-o prin
inspectorație prin minister și am mai pus 101.500 de la Consiliul Local. Tichete de grădiniță, 15.000 de lei, plus transferuri către asociații, 5.000 de lei, în total 20.000 de lei, aici. Aici, cei 5.000 de lei, referindu-ne la susținerea echipei de dansuri cu stimulentul pe care îl ia instructorul. La bibliotecă, 108.100, cheltuieli de personal, 104.600, cheltuieli materiale, 3.500, cărți, 3.000, deplasări, 500 de lei, deci un total de 108.100. La cămin cultural, o sumă totală de 50.000 de lei, bunuri și servicii, 20.000 de lei, reparații 20.000 și 10.000 alte obiecte de inventar. Pentru scot am prevăzut o sumă de 10.000 de lei, exact cum am dat influența care a făcut-o în fiecare an. Bun, aceeași pentru Asociația Sportivă Bradu. Mai funcționează, da. Funcționează și vorbea început să nu miște nimic. Deci, prezentatea a orice consumă. Da, din păcate, cam așa este, noi suntem bucuroși. Mai pune ceva bani la buget ca să mai cumpărăm. Noi suntem bucuroși pentru faptul că au început să fie interesați copiii. Și asta e un lucru bun și faptul că duce cu ei, e bine. Da, e adevărat, nu e o chestie care să ne onoreze, dar până la urmă trebuie răsplătită și tenacitatea. La asistență socială, 745.000 de lei. Cheltuieli de personal, 487.000 de lei cu asistenții, care înseamnă 33. Indemnizații, 231.000 de lei, iarăși avem vreo 30 de indemnizații prevăzute pentru anul ăsta. Încălzire pentru 23 de dosare de ajutor social, 23.000, pentru ajutor social, 23.000. Ajutor de mormântare prevăzută 4.000 de lei. O sumă de 4.000 pentru cei care au decedat. Planificat și marge? Nu, domnule, estimat. Estimat. Sume. Acolo, acolo unde, de exemplu, decedează un beneficiar de ajutor social, noi, prin lege, suntem obligați să-i dăm încă o indemnizație. Și, practic, se constituie un ajutor social. Până astăzi, este doi, dar cum spune și un bugetul, noi este vedere. Da, bine, atunci trebuie să prinzi. Deci, aici mă refer mai mult la secțiunea de funcționare, o să ajungem și la secțiunea de dezvoltare. La lumina publică am prevăzut o sumă de 160.000 de lei. La întreținere camere video, 20.000 de lei. La stemă, n-am mai dat mai departe cu proiectul de stemă, a rămas, ați văzut că a rămas de anul trecut, 5.000 de lei. Aveți proiect? Nu, trebuie, e oricine un proiect, trebuie făcut un proiect. Avem trei, dar poți să duceți. Nu, avem, dar e o problemă, e o promisie, nu știu, la Bacău. Era direcția. Da, da, da. La sanitate am prevăzut 480.000 de lei, la drumuri 629.200, din care cheltuieli de personal 261.200, bunuri și servicii 368.000 de lei, din care carburant 75.000, piese de schimb 50.000, alte bunuri pentru întreținere și funcționare 43.000, reparații curente 200.000 de lei. Câți bani care se duc pe la pasând de ticare? Nu sunt un sigur la pasând de ticare. Câți bani ești pe comună și nimic nu sunt de ticare. Nu fi. Da, pentru că atunci nu ați trecut de nimic. Ați uitat, nu ați trecut nimic. Regularizare, haideți să intrăm pe proiecte. Haideți să vedem. La regularizare, deci, anul ăsta am redus absolut tot. Am redus tot. Am redus în sensul că nu ne-am mai orientat foarte mult spre alte proiecte. Singurul proiect mare pe care ne-am orientat este alimentarea cu apă, ca să putem să, să definim. Și din cauza asta au fost prevăzute la alimentarea cu apă o sumă de 7.700.000 de lei.
Atunci am făcut de la direct de la Valea Ulostului câți bani s-a investit în campul ăsta. Și am lăsat la regularizare produselețial, am lăsat 10.000 de lei. La modernizare drum Bărbulești-Lupești am lăsat 50.000 pentru că sigur o să apară un proiect ceva pentru și pe viitor. În general, la ridicat topul proiecte și avize, am lăsat 50.000 de lei. La drumul Mori avem o sumă prevăzută care e venită din Adrina Fier, 47.300 și acolo trebuie să rămână când ai cum să te agăți din ea. La sistemul de alimentare cu gaze am lăsat 50.000 de lei ca să putem să definitivăm proiectul. La școală este suma... Nu. La școală, vreau să spun din 300.000 de lei, să cheltui, din 43.000. La școală avem 3.189.000 de lei care sunt aprobați prin PNDD. Am pus pentru refacere maluri afectate, ne-a apărut o adresă afectată din inundații, ne-a apărut o adresă că putem accesa fondul de solidaritate a Uniunii Europene și am asta trebuie să facem documentația și să o prezentăm la, să o depunem pe fonduri europene. Tot ce înseamnă, ce spunea și dumneavoastră, la Vițărușă avem aici, avem Domnul Băcești la Vale și la Alexandru, acolo cel mai mare în program. A fost consolidat malurile cu gabioane, pentru că a fost prevăzut în proiect, a avut de la... Nu, da, am fost prevăzut de o lungime 50 de metri. Nu, am fost prevăzut în proiect. Dacă nu, băgați acum. Să facem treaba asta, că nu la drumuri comunale. Suma pe care o avem în buget, 2.967.000 de lei, care se veniți prima fiecare, iarăși nu avem ce să le facem. Vă spuneam că la apă avem 1.700.000. Și cam astea sunt proiectele. Și mai avem un proiect pe finanțare europeană, unde avem o finanțare de 7.500 de lei, știți ăla care l-am aprobat cu costumele, cu costumele populare pentru copii. Și aici avem o cofinanțare de 7.500 de lei. S-au cumpărat, anul trecut. Și s-au luat. Nu, și acum s-a evit posibilitatea de a completa garderoba lor cu un proiect european. Și l-am accesat și mi trebuie pus 7.500 de lei de la noi. La refacere din malurile afectate. Am spus 10.000 de lei, așa, ca să putem să facem documente, să vedem ce documentație să trebuie să fie. În rest, mai avem de plătit, așa cum ați văzut la dispensar, la fostul sector, mai avem de plătit 52.000 de lei care au rămas de anul trecut și care nu s-au plătit. Da. Da. Și cam astea sunt sumele pe care le prevedem în bugetul din bugetul inițial. Propoziția la proiecte, da. În cazul nu face, nu să terminăm. Ba da, am spus, sunt 50.000 de lei ca să putem să terminăm proiectul și să... Deci, cum ați văzut, toată resursa noastră, proprii, se duce mult către apă. Și unii combina frigorifici? Este la Cămin. Nu, e vorba de proiectul pe care l-am înaintat la CNI. S-au cheltuit acolo niște bănuți. Ce înseamnă? La Compania Națională de Investiții. Așa, eu,
Asta înseamnă. Asta proiectul. Și da. Și 1500 de lei reprezintând construirea unei comunități. Ce s-a întâmplat în 1500 de lei? Asta e certificatul de urbanism, probabil, e luată suma, ce scoate de 15.000 de lei? În ridicare topo a venit în 1.550 de lei. E dus la proiectul ăsta, banii ăștia sunt duși la proiectul ăsta, 1.550 de lei. Ia uite, ați construit capelă în Rutești. 10.000 de lei realizați în moment. Și era vorba de 2.000 de lei, 20.000 de lei, atât ca 12.000. Doamne, atât s-a făcut. Domnul, atât s-a făcut. Și păi acum nu mai e... 10.000. Am văzut, atât s-a aprobat, 10.000. Mai spuneți și acum 20.000 de lei, să avem 3.000, să începem și noi să facem. Păi nu aveți 3.000, că aia 10 s-au dus, s-au intrat în fondul de rumen, dar asta vă spun. Așa, că nu mai poate ști. Păi da, ies. O aprobare a Consiliului Local. Da. Păi să pun 10, noi aprobăm. Păi și noi putem să facem proiectul hotărârii domnului. Faceți noi dacă vă duceți ceva acolo, dar nu să protestăm la ceva care e contra în comun. Tot cu sus de finanțare, cu tot. Da. Vrei că poți și obiectiv vrei cumva. Da. Dar nu cred că e fondul tău. Deci, atunci niciodată, niciodată nu ne-am opus ca să facem. Niciodată nu s-a pus problema că vine cineva cu o idee și nu facem. Numai că... Asta de vreo 3 ani, vreo 3-4 ani. Domnul, dar nu vrei ca șeful să-mi dai mie... Aia e la scopul bun. Nu e vorba de acolo. Nici cineva de la PSD să vă propună, o executați. Nu e vorba de oricum. Nu e vorba de oricum. Dar în anul 2019, ca și consilier, ca și cel care a propus, ai venit vreodată la mine, spune, băi, domnul Cumar, hai să vedem cum ne apucăm de acolo. Hai că, uite, mergem acum la lupie și vedem cum facem. Nu, 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 am măsurat o luneta, domnule, să vedem dacă aveam spațiu. Am discutat totul. Ce spațiu, domnule, să vezi? Dacă aveam spațiu să facem construcția acolo, între construcția aia de la... Da. Și e ca vreo. Ce mai vrei să fac? Un proiect. Să cumpăr o țară, eu ce să fac? Un proiect, un proiect, un proiect, un proiect. Nu mă să vreau, asta e treaba. Și ridicare tu? Nu aveam. Da. Și o propunere. Tot în o să prindem un buget acum la teorie. Domnul veteran de război, Fodea Ioan, în ianuarie a venit 100 de ani. Mulțumesc. Și făceam propunerea, omul chiar a luptat pe frontul de est și făceam propunerea ca din partea Consiliului de Local să fie o premiere de 5.000 de lei pentru dacă voi aveți dat, da? Da, eu da, dacă ați fi de 10.000 de lei, banii care o să vă plătiți. Nu mai, că aia nu mai sunt. Aia sunt la fază de lume. Aia... De fond de lume, da, poate de lucru să vă dați. Așa. Mare lucru, să putem să aprobăm? Domnul, dar suntem date, dar nu ne-ați mai amintit ce ai cheltuit. Nu ne aduce de da, dacă sunt mai multe propuneri, nu am este tare și acum, din gură toată lumea spune, dă-mi aia. Da, acum cu demnicia, vedeți că noi tot am strâns așa și până la urmă, bănuții ăștia aplicați, tot manipulăm, noi manevrăm, noi manevrăm de la an la an. Sunt, să știți că sunt destul de bineînțeles ei. Ați văzut și de mine execuția bugetară, aproape peste tot ne-am... Și fost economică. Asta e, când ai tu altfel discuți ca și cum ai sta cu mâna întinsă la alții. Deci astea sunt propunerile noastre pentru 2020. Cu mențiunea că apa este cel mai important proiect, bine, proiect finanțat de noi, direct, în mod direct. La fel de important este și școala care trebuie să termine și am întrebat pe lor ce se întâmplă. Da. Trebuie
Și mulți o să pună urmă să-și dea seama că încălzirea pe gaz este mult mai Vina mea că am avut o chestie. Nu ne vor fi de ajuns și un milion așa peste aici. Vreți, mai avem nevoie de niște alimentare în faptul. Nu se termină cu banii ăștia, da? Avem o comisiune din partea Consiliului Județean, vor veni ei și ei cu o influență. Dar după licitații, când se va aproba contractul, vom veni și vom discuta exact valoarea lucrării. Dacă vine să depun ofertele, siguranță va trebui încheiat într-o lună, două, să va încheia contractul de lucrări. Așa a început și am văzut. Aveți o idee de spația că proiectul ăsta că trece la fel de numele. Aveți o idee cam câți bani s-au cheltuit cu apa asta până acum? Adică zala s-a văzut. Cam câți bani s-au cheltuit până acum? La ce anume? La sistemul salvarea fructurilor, la hidranții, bazine, cam câți bani s-au cheltuit în totalitate cu apa? În primul fază s-au cheltuit până într-un milion de euro. Așa. Cei 24 de kilometri de... 24 de kilometri, da? 24 de kilometri de conduct. Și toate specificații tehnice. Plus, ce urmează acum? Ce urmează acum cu... Încă un milion și ceva de euro, nu? În jur de un milion, să zic. În jur de un milion. Cu banii ăștia, veneam, mă duceam apă de la Valea Uzului, domnule. Plăteam cu un bucur, pe șoară. De ce n-am? De ce n-am? Nu de la Valea Uzului, la Valea Uzului. De ce n-am spus? Vi plăteam în asta și aduceam din astăzi la Valea Uzului. Domnule. Dar știți cum este domnul Mimu? Aduceți-vă aminte din toate discuțiile, nu? Aduceți-vă aminte din discuțiile pe care le-am făcut și întotdeauna am spus, Doamne, vrem sursa noastră de apă, nu vrem, dar așa ne înțepam. Pentru ce am cerut de la profundă, de la fără de geală, de ce am plătit pătările, de trapuri. Da, trebuie să înțelegeți un lucru, deci apa va fi adusă până la parte. Nu s-a gândit la ce s-a gândit la parte. Da, a fost niște studiu, dar am spus că este. Mă întreb dacă la Consiliul Județean, dumneavoastră, în momentul când aveți ședințe cu toți primarii, aveți întâlnirile astea, vă uitați la alți primari, ca nu cumva pe noi să ne dezavantajeze Consiliul Județean vis-a-vis de fondul pe care îl repartizează? Asta ce ne-am spus. Deci, dumneavoastră, sunteți de 16 ani primar și probabil că lucrați cu toți primarii în județ. Da. Și ar fi trebuit, mă gândesc eu, când în discuții pe care ați făcut cu Jacardaveț, cu primarul respectiv, trageți cu un ochi, cu urechea, domnule, ție cât ți-a dat, ție cât ți-a dat, de ce vine armat? De ce eu nu reușesc să fac trotuare? Domnule, nu se mai dau banii, cum știți dumneavoastră, să te deau, da? Să fac niște, nu, să fac niște formule de calcul și... Da, 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 da. Asta vreau să vă întreb. De ce nu? Nu e normal, logica, să vin cu... Fărinte, străzi când văd apa, domnule, în realitate. Da, să nu știu dacă... Da, de 2008 trebuie să fie făcut. Da, mă rog. Ce zice, domnule? Bun, haideți concret prin cifre, dacă...
mai... Eu mai aveam ceva de spus. De exemplu, ce a trecut noastră în caiet, să treceți pe niște formulare și noi care dorim să știm exact cifrele astea care le-a trecut noastră în caiet, să le avem și noi. Să avem o cunoștință și noi. Dar nu sunt... La ședința viitoare, dacă nu, sau permiteți pe domnul de leu să ne dea la fiecare, să știm și noi care-i situația. Da, am înțeles. Da, dacă nu mai sunt, vă supuneți, dar toți. Alte probleme. Ce este pentru? Din potriva? Absolut. Proiect de hotărâre privind închirierea autoconduirii Bacău 06 DAT pentru anul 2020 pentru serviciu public de salubritate stradică. Moldova. Vă gândesc că e același lucru care stau pe hotărârea pe ședința de cele care am aprobat anul 2020. Da, la atunci am aprobat pe nașa și nu am aprobat asta în stradică. Asta în stradică, ai dat. Eu adresez în toate serviciile publice de salubritate de la din Moldova, vă rugăm să aprobați prelungirea perioadei de închiriere autoconduirii de nou, la 06 dat, 12 mai, începând cu 1 ianuarie 2020, până la data de 31 decembrie 2020. Era un debat și atunci, că mai trebuie și acum. Ei cum își permiteți pe care dumneavoastră la... Și după ce nu se mai vedem mai des sau nu le pronuncești? Nu le mai pronuncești. Nu plătești și eu, ca și noi, pe toată lumea. Da, era o discuție mare, că nu... Era o discuție mare, eu s-au dat în judecată, m-au plătit, până la urmă, m-au ajuns la zi și gata. Dar tu alea 10 miliarde sau 20 miliarde. Eu n-aș fi de acord cu închirierea mașinii ăștia, pentru că știți de ce? Oricum, mașina se uzează, să fie clară treaba. Se uzează atât motorul, cât și cauciucurile, cât și multe, toate piețele din mașină. Dacă eventual revenim și noi să dorim cu noi ăsta, o să mai avem mașină. Contractul este făcut ca în termen de 30 de zile de la data la care Consiliul Local a hotărât să se retragă utilajul. E prevăzut o clauză de asta? E prevăzut în clauză de contract. Deci în momentul în care noi hotărăm că avem nevoie, întrerupe contractul și gata. Se dea Dumnezeu să vă închirieze în plan. Vă luăm mașina acum de 5.000 de euro. Mașina. Noi câștigăm în jur de 5.000 de euro. Aplică acum pe un proiect de finanțare european ca să-și ia utilaje noi mulți. Cred că mai ținem un an de zile. Dacă un an de zile, cine este pentru? Vot cum se uza dacă o ține în vot. Se uza. La atunci. Domnul meu, s-a dat la mentea? Nu? A fost. Domnul meu? Nu știu dacă. Da. Potrivit, da? Da. Proiect de hotărâre privind achiziționarea aprobarea achiziționării unui teren în o față de 5.320 de metri pătrați. Situație în punctul Arșița, din comuna Universitatea Tașu de Zbaca. Deci, aici, cele două cazuri se învăț în jurul unui singur lucru. Se învăț în jurul schimbării de destinația terenului unde se fac aptele. Deci noi, ca să putem să facem, să scoatem din circuitul silvic suprafețele cu construcții definitive, trebuie să, conform legislației, trebuie să dăm teren în loc.
îți dăm un altele. Din pășunii nu putem să dăm și automat... Să punem la dispoziție. Nu, trebuie să-l dăm, să-l dăm, să punem la dispoziție, practic. Să intre legea așa simplu. În momentul în care, de exemplu, noi avem în jur de 8.000 de metri de construcții definitive, însemnând bazine, baraje, cămine și așa mai departe. Deci, automat, noi trebuie să punem la dispoziție o suprafață similară, care va fi plantată, iar, bineînțeles, domnului, tot în proprietatea noastră. Nu am ceva? Nu, e tot a noastră, dar omul va face proiect de învădurire pe suprafața respectivă și, practic, o dă, îi schimbă destinația. Din fânat, o face pădure. Cum vă întreb? Și cum rămâne în proprietatea noastră? Nu le dă nimeni la schimb. Nu le o schimbăm. Noi avem o proprietate, o suprafață de pădure. Da. De 8.000 de metri pătrați pădure, care acum figurează ca pădure. Nu o tai. Pe drumul simplic nu poți. Ce să stai pe drumul forestier? Dar el, ca și categorie de folosință, e pădure. Da? Așa. Și noi, ca să putem construi acolo și să-i dăm destinații cu construcții, trebuie să dăm o suprafață similară care să fie plantată și să fie transformată în pădure. Și eu dăm la o colecție de plămbă? Tot al noastră dăm noi. Numai că îi schimb destinația terenului. O schimb din forestier, o schimb din curicultură. Și aia trebuie plantată. Asta e legea. Și am identificat acum un teren obligatoriu care să vecineze cu proprietatea noastră și care să vecineze cu pădure. Deci nu puteam să luăm. Dar există condițiile astea? Da. În lege? Da. Să fie vecin? Trebuie să fie vecin, vecin cu pădure. Cu fondul forestier. Fondul forestier al nostru, proprietatea noastră. Și sunt două lucruri de acum, despre... Și este terenul ăsta? Unul, aparține doamnei Ciorovea, care vine după ora și pe care să-l achiziționăm. Dar orientarea a fost și datorită faptului că la Scutarul, de exemplu, ceea ce aveam noi cu chelarul Diana, noi n-am mai reușit să mai rezolvăm. Cu mii aia de metri pătrați. Și de asta îi schimb, de asta spunem schimb. Ați aminti că în anii de urmă noi am aprobat către, pentru Diana să trecem în proprietate, datorită medaliilor ce a luat Diana, să-i dăm 1000 de metri pătrați la spitalul ca și proprietate. Da? E, când s-a pus să intabuleze la Cartea Funciară, la Cartea Funciară s-a spus clar că nu poate să treacă, nu poate să treacă terenul respectiv în proprietatea unei persoane fizice, decât prin legea, legea retrocedărilor sau așa. E, bineînțeles, singura posibilitate, am găsit-o asta de un schimb de teren. Și familia Chelar, având, Diana, având o suprafață de teren, tot acolo cu ea, noi avem nevoie de 8.000 de metri pătrați, în jur de 8.000 de metri pătrați, o suprafață cumpărăm de la familia Ciorovea, 5.000 și ceva. Ei sunt în versiune. Diferența de 3.200, ele sunt unul lângă altul. Adică depindește de condiții. Și automat atunci cu chelarul Diana facem schimb de teren. Îi dăm 1.000 de metri pătrați la Scutaru contra 3.200 de metri pătrați la Așiță. Și am rezolvat problema cu Diana. Iar cu familia Ciorovea îl cumpărăm 10.000 de lei și am rezolvat problema. Deci toată suprafața și inclus 5.000 plus 3.000. 5.000 plus 3.000. 5.000. 9.000. Noi avem nevoie de 8.000 de lei de suprafață. Da. Asta e. 3.450. 5.400. Unul din 5.400. 10.000 la total ăștia, nu? De 5.400 de la doamna Ciorovea sunt 1.000 de lei. Ceilalți sunt 10.000 de lei. 10.000 de lei. 5.400 de la Ciorovea. 5.400 de metri pătrați. E cum așa m-a detectat, dar nu. 54 de aia. De fapt, sunt mai bine. 30 de prăjituri. Așa. Da. În fine. Deci, cam asta e. Am aici
Eu am făcut paranteza asta ca să vă explic exact cum, de unde vin lucrurile. Am rapoartele de evaluare pentru cele de teren. Le dau citire ca să... Rapoarte de evaluare de Modron Serian. Certific cu cunoștință de cauză și cu bună credință că afirmațiile declarate și cuvinte prezentul a fost adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și corecte, precum și pe concluziile inspecției efectuate. Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar la ipotezele și concluziile menționate și sunt analizate opiniile și concluziile mele profesionale imparțiale. Implicarea mea în această măsură este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valoarei estimată sau impusă de destinatarul valoarei și legată de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea. Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate la fel ca și întocmirea acestui raport în concordanță cu standardele ANEVA 2018. Posedă cunoștințele și experiența necesară în primirii misiunii în mod competent. Iar el evaluează terenul respectiv, 5400 de metri pătrați semnați, identificat prin plan de amplasament și delimitare, în UATM Năstreacașă, situată în extragrant zona astră, a 3.142 de euro, 1.803 lei cu TVA, 1.477 de euro. Da, am spus că discuția făcută cu familia Cioloc a fost la 10.000 de lei. Celălalt raport este făcut pentru schimb, Aici avem contractul domnșoarei de la orașul proprietar cu tabulare la cartea funciară. Da. Dacă vă interesează detalii, altă eu vreau să am continuat, zic că asta este cel mai bun. Și nu este pentru? Nu. Da. Am două. În două. Am două. Da. Trecem atunci la punctul 7. Aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE cu sute SAR și aprobarea adiționalului numărul 2 la programul 1078 pe 1087 din 16 aprilie 2018. Deci la deci aici să vedem că suntem într-o zona minată. Deci, da, trebuie să spun și zona crepusculară. Pentru că anul trecut, deci în 2018, am dat la Ecosud, am dat în jur de 850 de tone de deșeuri. Și am plătit în jur de 300.000 de lei. Dacă mi-aduc bine aminte. Ținerea de mediu complet contravește, dar greșe. E corect? Mai ziceți, așa. Anul trecut am scăzut cu 200 de tone cantitatea de deșeuri pe care am dat-o. Dar am plătit cu 100 și vreo 20.000 de lei mai mult. Asta datorită faptului că sunt urmăresc prețurile. Și bineînțeles că au fost discuții în păzit lucrat și tot am zis, domnule, noi mânim prețurile, scădem cantitatea, dar de fapt plătim. Discutam cu primarul la Buciu, iar acum dumneavoastră o să trageți concluzia și o să ridicați mâna sau nu.
Discutam cu domnul primar la Bucin ca o paranteză și zice, și avea dreptate Fănică, zice, băi, a ajuns kilogramul de gunoi, a ajuns mai scump ca un kilogram de grâu. Și așa și este, făcând un bilanț, îți dai seama că noi am plătit anul trecut kilogramul de deșeu cu 0,65-0,66 de lei, așa, și urmă pe 0,50. Acum vor, că e vor așa. Avem... Lucele biografic. Pe... Doar mine. E adresa 166, vorba de adresa 382 de la Avis. Și adresa e 1227 din 23.3.2020. Prin adresa 166 din 17.3.2020 a fost comunicată în mod erogat, eroare material, tariful modificat pentru acutate preluare deșeurilor în puterea transferului. Nu vorba mai mult, hai să vă spun eu acum ce e. Deci avem așa, activitate, ca să faceți o paralelă între ce a fost și ce se propune. La depozitare, tariful actual este de 51,28. Tariful propus este de 165,81. Ai tariful propus este două tipuri de propuneri. Deci tariful propus de la 1.11.2009 de 165,81 și propus la 15.11.70. Hai că n-am mai eu pe ăla de la 8 din noiembrie, că nu mă interesează. Deci depozitarea 51,28 cu 70,03. Transferul 89,29 cu 128,46. Sau poate zic că pleci la motorina asta. 4,4 de la sortare. La sortare, de la 0,1 la 339,46. Păi și nu, din bunare cum are mai. Și de la compostare. Sortează, dar nu mă știu. Sortează, clar că sortează, dar nu e bunie. La compostare 0,1, 0,0, 0,1. La construcții și demolări din 53,53 aici ca să-și facă de lucru. La foton leu pentru că nu duce nimeni din costul deșeul din demolări. Și deșeul columinoase, ce o fi înțeleg, le grupulează, dar aici, depozitare, transferul și sortarea, aici e în patele alea. De fapt, pe tonul ăsta a fost ăsta, păi da, da, da. Și a ajuns să plătești pe tonul. Și a ajuns să plătești pe tonul. Era... Nu. Nu, dar asta vorbesc doar de depozitare, transfer și sortare. Ai 70,200, 539 față de 130,140 de lei. Da, probabil de 3 ori. 3 ori. Nu, ai altceva. Ăștia chiar vor să fie jumătate. Nu, cred că ar trebui să cumpărați saș sau cumpărați. Și ei spun aici. Să luăm așa. E destul de complicată situația. Noi, deocamdată, nu știu, e simplu, dar a fost. Tarifele actuale corespund ofertei financiare a SCE cu SUDESA, oferta corespunzătoare a anului 2014. Față de anul 2014, creșterea salariului minim pe economie este alte elemente de cheltuire au o creștere semnificativă față de 2014. Creșterea neta tarifului de depozitare este de mai puțin de 20 de lei. Restul creșterii este dat de modificarea cuantumului taxei de la 30 la 80, la o oară și aia, nu înțeleg nici o bară. Creșterea tarifului de sortare este datorată mare parte de cantitățile mici de deșeuri reciclabile, colectate separat, intrate în instalații de sortare. Au fost preconizate 58.000 de tone de deșeuri reciclabile pe an, în realitate avem 1.300 de tone pe an deșeuri intrate în stațiile de sortare în anul 2019. Costurile operațiunii de sortare sunt acoperite conform legii 249-2015, și are încheiat procesul de colaborare.
Dar din 2019 am scăpat cel puțin curați așa, o să pun iar să mai dăm vreo miliard, nu ne mai de stație, nu ne mai e, suntem la zi cu plata, nu aveam nicio dată, exact cum o spuneam și în decembrie. Numai că avem o problemă mare de gestionare în teritoriu cu ele. Deci nu se face sortare, că doar noi aici pierdem foarte mult și foarte multe resurse se duce, plătim, vă dați seama, noi am plătit 420.000 de lei anul trecut, da? Sunt rămâne de bani care am plătit. Ia calculați 420.000 împărțit la 4.000 și vreo 700 cât suntem și iasă aproape cât vreo 10 lei de persoană. La bugetul local, România la bugetul local. Deci iasă aproape vreo 10 lei de persoană vis-a-vis de cât încasă în noi acum, da? Deci și acolo ținem niște, păi... Execută așa acolo. Problema e că nu avem ăla de unde să depozităm. De exemplu, la mine nu e pentru plastic și decât la Sfionesu. Omul nu vine numai de jos de acolo să... Și tot da, sunt suficiente, dar nu putem să sortăm selectiv în momentul în care vine o dată la două săptămâni, se la o lună să le ia. Dacă era program săptămânal, luna vine și ne ia cartonul, miercurea vine și ne ia sticla, noia vine, vine și ne ia melanjerul, altfel îl faci pe omul să-și sorteze. Și pe urmă pun lângă containere acolo. Și așa. Am provocat amici cu ei cu fel de fel de saci, cu mizerii, cu nu știu de dării cu ei, eu trebuie că avem teren acolo și la... De rând, om gândoșanțul ăla. Dom'le, tot așa, dacă le-am ori mai trimis un container să aibă spațiu unde să... Până ori de doar să vină mai bine, să fie de acolo. Să vină la camera acolo. Să vă uitați pe camera, dacă cine pune rău. Dacă nu este situație, dacă nu este situație, pune de față. Da, eu oricum să fac eforturi puternice ca să păstrăm curățenia. Aceeași problemă am și la Ghiuna, la platforma de la Ghiuna, aceeași problemă am și la platforma de la Ghiuna și la stație, și aproape la toate platforme. Și frontul din ce în ce mai e mai... Foarte simplu, s-a făcut un post acolo, 20 de mii, mai puneți 20 de camere, nu se mai poate până pe unul alt la buzunar. Dacă a făcut, nu o să pun niciodată, nu o să fac. O să scoți asupra la situație socială și azi, și mâine, și pe mine, și că eu nici o să aloce și azi, și mâine, și până azi, că vine prostul și strânge spatele lui. Da. Eu sunt niște focuri de bine, nu-l interesează până la bătăle pe care am urmă de bani. Eu m-am cam săturat de făcut curățenie. Păi tocmai, dacă săturați, vă săturați și niște amintesc. La Bălăceanu s-a întâmplat cu mașina, cu tractoare, cu mizerie. Nu să zici, domnule, că are un por, o roată sau un sac. Domnule, pune în drum acolo și de fiecare dată, da, un pic, îți face, 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 da. Bun. Am mare referitor la material. Negocierile prea mai ați luați decizia care trebuie. Eu să ne pot gândi. Păi, ați vrut tot trebuie. Așa este. Ba, ați vrut. Sigur ați gândit de acord cu mine. Păi, dar tu, prea ne-a rupt pe ăsta, prea ne-a omoară. Ați vrut de acord cu mine. Dar ce te-a luat?
începe aceeași credință. Cine este pentru? Ce s-a propus? Cine este împotrivă? Împotrivă. Cine se abține? Da, domnul. Da, mă abțin. Da, mă abțin. Da, mă abțin. Da, mă abțin. Dacă vă aveți până la seara diversă, să vă rog pe ordinea de zi a ședinței viitoare, dacă se ține luna martie, să puneți și alegerea unui președinte, o să fie luna martie. Bine, da. Și a fi fost a treia la ședință. O să fie, a? Ai avut ideonul când s-a făcut luna trecută. Scăpă. Ideonul tău. Da, da. Da. Din partea domnului Șambri Iulian, de la Tinghioina, o cerere să-i s-a făcut închirierea unor suprafețele aproximativ 20 de metri pătrați în domeniul primăriei, în vederea amenajării în trasament pentru parcarea autoturismului. Înțeles că acest teren este vis-a-vis de locuința mea, fiind delimitat de drumul județean și drumul care face accesul către părăul Chioina. Se cumpere un teren la nașința și dăm acolo. Vezi de vânzare. La 5.000 de pătate. Da, îmi vrea să-și amenajeze o parcare pentru mașină. Dumnezeu nu mai e. Ce se numește? La Chioina. La drumul Chioina. La drumul Chioina. Nu vine acum zic, el a față-față cu, știi, nu știu dacă știți unde stă asta. Da, nu știu, nu știu. În fața casei. Exact, la casa și șandru Iulian. Șandru. Mă, și eu, în curcă vor să nu crezi. Da, ieșit din afara carosată. Păi, dar ce știu afară? În dreapta, da, acolo. Păi nu, dar e terenul nostru. Da, și terenul nostru. E domeniul public, nu îl rândi. Mă, ce știu, doar, e închiriață, nu? Da, nu e asta, e făcută pentru un chemie. Taxa cu mașină. Da, nu, taxa e fixată, e cu mașină. Da, taxa e fixată, e cu mașină. Da, taxa e fixată, e cu mașină. Da, taxa e fixată, e cu mașină. Chiar vreau, vreau să nu vreau să fac aia de pe drum. Mă, de aia, nu mă. Și astăzi, în 12, mi-a venit o bătiei de la Arhiepiscopia Romanului, de la Protopopia Dorănești, către Primăria Comunii Mănăstirea Cașe, subsemnatul preot primar Borcovan Paroc la Parohia până la vestirea Mănăstirea Cașe, Protopopia Dorănești, cu alesul Cudeț. De la Țivenim, a părugat să ne ajutați în demersul nostru de a construi un centru social cu oprătirea Sfântului Simeon Teolog, prin alocarea de la bugetul local al Comunei, sume de 200.000 de lei. Solicităm aceasta pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2022 anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și anul comemorativ al Sfinților Haști, Sfântul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț. În acest sens, parohia noastră va organiza un simpozion internațional dedicat personalității Marelui Isi Hast, iar centrul social pe care doriți să-l ridicăm ne va fi de real folos la până de sfârșirea activităților social-culturale. Și unde e biserica asta? O să facem. Da, biserica asta. Lângă biserică. O să fac o construcție. De ce? O să fac o construcție în Bancor. Centru social? Da, fel de centru social. Social de? Nu, jos o să aibă sală de mesii, iar sus o să aibă câteva camere din locuit pentru femei, alungați, copii, pot o săturață de urgență. Intenționează, mai este domnul primar, mai are o adresă în spate, intenționează ca el să înceapă demersurile, iar patriarhia să intervină și ea, ca să, pentru anul 2022, să o... Deci trebuia pus înainte, dacă trebuia să lasă niște un buget.
Ideea este următoare. Dar nu este comună un centru de genul acesta. Dar eu am asociații. Asta e un același scop la aia. Ideea este următoare. Din punctul meu de vedere, susținem și apreciem toate activități. Adică până la aia, nu eu n-am reușit să discut cu părintele, dar chiar și asta o să-ți spun când ne întâlnim. În momentul în care vedem proiectul pe masă de construcții, vedem exact ce sume sunt, ce așa, și poate ce mă fața cu consiliul local și atunci mă lua o decizie. Funcții de sume pe care le avem, da, bineînțeles, funcții de sume pe care le avem. Da, dacă nu. Tot așa, în zile sumele pe care să le avem, poate ne ajută și pe domnul politic. Deci e mai avansat oameni. Nu, 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 Dacă v-am să vadă proiectul, dacă a să vă dedică. O prezentare, așa am zis. Deci fac un proiect tehnic, să vedem ce înseamnă. Da, vinul la masă. Da? Nu știu, să rămân în discuție, da? Da. Sunt registrate în viață. Bine. Diverse ce nu se înscrie. Mai. Ce? La diverse. Cine se înscrie? Problema mai bună. Care ți-a pus în data asta? Nu mai avem mari probleme în decizia. Cineva? Domnul general? O problemă scurtă. S-a mai dezbătut această problemă în ședință, problema câinilor hoina. E ceva de groază. Acum, de la Troiță, de acolo, ceea ce spun la mine, acolo, cătunul meu, de la Troiță și până la transformator, ciurdină de câini. Dacă prinde un copil sau un bătrân pe stradă, praful s-a ieșit. Acum mai este și... Noaptea, latră în prostii. Parcă e... nu știu unde. Au intrat în criza turbării. Nu se poate lua nicio măsură, nu se poate face ceva. Spalare, nu, da. Nu, dar știți cum e, noi tratăm acum un pic și așa, dar până Doamne ferește să întâmplă ca o să rămână cu cineva și după aceea... Lumea s-a pricepe, lumea s-a pricepe ce să le facă, foarte simplu. Dar după aia e legea. Și te strânge de gând. Bun, ce face un proprietar câinilor care îi lasă dezlegați, domnul primar? Dar ăștia nu sunt de la proprietari, ăștia sunt adus. Doamna, am înțeles exact. Cum l-a spus eu și am înțeles exact. Ce faci, mă rog? La mine acolo, bag e parat canină, frate. Caucazia, de care vrei? Da, ce vrei? Care vrei să te muști? Cu proprietate? Nici nu sunteți, dar dacă știți proprietate, nu mai așa vreau să faci la... la poliție, la... Băi, așa e și un... Da, am înțeles. Da, dar nu știu dacă măsurile astea exact, m-a spus domnul Zgăvărdici, când te tragi de urechi, ești cel mai frumoasă pentru proprietate.
Am spus, băi, țineți câini, nu știu ce. Deci tu te superi pe mine ca proprietar de cățel. E câini, bă. Care vreți dumneavoastră? Vorbesc foarte serios. Și nu cred că m-ați auzit vreodată că bat câmpii pe aici. Deci chiar vă rog foarte frumos. De acum, dacă v-ați, până acum. Da. Să lăsăm. Proprietarul cățelului s-a supărat pe mine. Că iepurile mei au rămas pușcă și l-am putea că e în lucru. Da. Ai înțeles ce a supărat? Că deci el s-a supărat? Amen! Că iepurile mei au stătea pușca pe ei de lui și l-am pușcă la muncă. Băi, oameni și mai... Deci, mi se pare foarte corect. Nu eu, poate eu m-am apă de obiunii, și chiar nu-mi frică, poate n-am apă de obiunii. Da, sunt pețile astea care sunt la teală acolo pe obiunii, dar sunt de părticii singuri. Da, da, da. Băi, am apărut până la 17, am spus că e singură, nu știu, fără față. Eu nu pot să țin pâinile, ca ce nu știu să le pot să vezi. Băi, dar eu am apărut pâinile, deși e legat cu lațe, și-am pot să spun. Sunt pâinile, eu sunt pâinile. Deci aici soluția este să un pic mai altfel. Deci poți să faci contract cu medicul veterinar, totuși știi. Domnul medic veterinar vine, ții, ia, ții, atunci, ții, coapează, ții, nu știu ce. Și eu ce faci cu ei după. Aici, aici trebuie discutat și eventual vorbim de pe o doră, eu e primul, e atunci, plătesc pentru ei. Poate tu se tranquilizezi, că ești lider și... L-ai tranquilizat, dar el fuge și se ascunde. El intră sub ceva, cum am spus. Să fii și să-l apoi. Nu știu ce așa. Și-a tranquilizat, dar să-l apoi. Asta e bună. Da. Făcut bunerea și curățeala asta, care la astea dați lecția asta pe deal acolo, la Oancea, la astea, da. La Sandu. Totuși, pentru ce numai dacă te-l scoți, poate să poate rezolva ceva. Îți rog, copii care vin la școală de acolo, cu mântinul, se duc, vin la școală și dacă s-ar putea face rețeaua pe aici, rețeaua nouă. Da, părinte, aia veche deja clară, aia veche gata. Ți-am făcut adresă, mâine vine pe drumul Mării și îndreaptă stâlpii. Așa. Oprește, am anunțat consumatorii din zonă, oprește cu de zona aia. Urmează și celelalte zone. Probabil cum s-au ocupat de zona asta, o să vină și prin partea de stâlpii de lemne. Nu mi-a dat garanția că o să fac o rețea nouă ideală. Cei de la Eorbe. Nu. Nu. Și schimbă stâlpii ăștia vechi? Da, așa au un plan. Acum... Și măcar dacă schimbă stâlpii ăștia vechi, să mă aduc un fir. Dacă rețeaua e practic, nu-i toți odată, de asta clasic. Să atinge unul de-aia, m-am dus eu într-o zi acolo undeva, la sală, acolo, până spre mare, spre Zinga, spre Cipu, și am legat ceva un plastic sus, m-am ridicat, am oțelut, că face și cu stanțierească întregi, deci sunt chestii. Și dacă s-ar putea să mă aducă încă un fier, să le pune și lor două, trei becuri acolo, sunt două, trei, patru, cinci case acolo, să ai și ei câștigă. Așa, acolo, ca viitor, a trebuit făcut rețea de un proiect pentru nou, un proiect pentru adus pe aici de la... Eu am zis și am zis de-a venit și dus... Cel mai bun am fixat, m-am făcut pe linii la biserică și așa mai departe. Păi asta am zis și eu. Că sunt copii care... E un drum care poate răzlesc legea de la șosea și până la ei. O extinge. 7-8 de metri mai bine. Iar până... 7-8 de metri care vin copii. Pintuneric, iarna, e o chestie care ești tot copiii noștri. Da. De urmărit. Acum ei oricum, fiind niște abonați, nu-i va lăsa așa la... Mâine, vă repet, am și m-am rugat să-i sprijin și eu cu logistică.
Și mâine o să am o discuție cu maestrul care lucrează și vă promit eu că după discuția cu el o să vă sun, o să discutăm personal și o să vă spun ce, ce hotărâri a luat, probabil de cum acord cu, cu directorul. Dar tot îmi zic oamenii aia mereu, domnule, ce mai, ce mai spun domnul primar? Mai da. Las cu un vedere. Deci primul pas a fost făcut, da. Adresă i-am chemat, da. Urmează următorul. Și v-aș mai ruga, dacă s-ar putea în spate acolo până la Rusu, până la poartă la Rusu, la minte spate, așa, să băga niște balanț, nu s-a băgat de ani de zile acolo balanțul, acum niciodată n-am solicitat, am mai zis am văzut niște material ieri, poftim? Am fost și am văzut niște material ieri, așa, am văzut și niște material bun și ne venim pe... Măcar până la Rusu la poartă, știți? S-a cam răit, văd, sunt câțiva copii de acolo. Până la Bucur, dar e... Dar acolo e bun, oricum e mai bun. Dacă se poate până la, până la Lilia, acolo, până la Șanglu, e foarte bine. Dar măcar aici, mai sunt copii ăștia care duc la școală, văd că se fac cu ghetuțele pe bărți, la, chiar la goedea pe la poartă, n-ai cum să o oprești. Trebuie să treacă exact când mă putem bată, când plouă. Da. Și cam atâta. Nu mai vedea. E tot. Da. Nu e tot despre drumul ăla de acolo. De la Mijlocul Ciprian. Nu, ăla acolo m-am zis până apoi, am închis acum, dar acum o să nu pierd gardul să treacă cu bucăți pe acolo. Să facem, să băgăm și o împrutură să... Ăla pe desult? Da, e foarte mult, da. Da, nu știu. La trece. Nu, dar încep să aduc acum viață, care e vorba, că la rață, de câte lucrurile foarte mult. Anul trecut n-a trebuit, nu s-a băgat. Nu s-a băgat. Deci, l-am fost acolo, l-am toaletat, am ajuns, e frumos. Și nu a putut să pare decât cu excavatorul, câteva copii unde a fost acolo. Deci acolo trebuie făcut îmbrăcăminte din... Nu trebuie foarte groasă, două, trei mașini de la urmă. Nu, nu ai pe două, trei mașini. Trebuie luat de la un capăt, ușor, ușor. Problema este că nu a putut băiatul să treacă cu mașina nici prin vale, nici prin partea. Da, cu excavatorul, tot poți merge. Da, dar e distanță destul de mare. O, omori excavatorul. Deci asta am făcut. S-a pus cu cupa unde era efectiv nu se putea trece. S-a refăcut, s-a mers astă vară, acum până... Și acum e să mă ajută. Deci se ieșită la pământ este, dar el deasupra tot moale este, de la îngheț, dezgheț, îngheț, dezgheț. Acum ia, să-mi simt. Am vrut să văd un mic acolo, m-am fost dat pe așa. Drumul ăla, dar cât a venit mare, puteam arriva și de la școlii. Foarte necesar, foarte necesar. Pe promptul ăla, nu a ieșit greu, în tot felul, tot felul. V-am zis, dacă sunteți bună a fi, și am după la mea, spune că se face drumul mare, la drumul, la șantă, în care ești. Bă, că atunci, dacă se nivelează, nu vezi, drumul ce în cap, acolo, banii ai mai trebuie. Aduci materialul ăla și pune și acolo, da. Eu trebuie neapărat pus acolo. Da. Am atunci. Cu partea adies, domnul Lucin, referitor tot cu completarea asta a drumurilor, a găurilor, a gălzilor, cu curi și palatul, dar un palatul mai de calitate, așa, nu cu pământ și nici cu bolovani mari. Uzi de la o parte, pentru că s-au format niște bărți, acum chiar de aici, de la Eugen Urzică, până la Lelica, acolo, până la Neibon, la Neghiță Moral, plus chiar pe, pe ulița lui Ginel, da. Secretar. S-a format bărți pe acolo, de limitări. Haideți să facem. Eu, când ați angajat pe domnul Soare cu toată formația, mi-aduc aminte că am votat cu amândouă mâne și am zis că băieții ăștia, într-adevăr, facem treaba, avem utilaj, avem cu ce, și totuși nu facem. Tot stăm cu bărți pe drumuri și toți cu denivelări. Sunt pe bani, nu aveți dărată să le asfaltăm, dar nici să le petruim, să le punem balastru, să le tasăm, să le punem. Aveți bani, asta să nu pețelim mult. Poate să fie bărbat, eu, când nu trec în urmă, să facem un lucru. Poate, poate, să sperăm și așa. Nu am gândit la, cum s-a gândit atunci, la Iurgen, la dumneavoastră și la parte, pe Luharo? Eu știu, da. La Geat. Da. Acum, nu mă. Iar previn și mă rog să mai treceți iară pe aici una, după ce v-am evitat. Eu vreau să rezolvăm treaba de capel, dacă nu vă las în pace, că nu începem acolo. Vreau să facem ceva pentru lumește. Să facem ceva pentru lumește. E clară treaba, nu facem. Și mai am o problemă, nu știu dacă v-am dat la conștiință, am dat telesportul lui Picinu, iar am zis cu domnul secretar. Nu ar trebui la... la Nicul Lugu și dincolo la Panaie, face
ăștia a rezolvat ceva, dar pe față, nu știu, am înțeles că la Paranii cum ați zis și una asta personal, v-a zis. Trebuie să intervine cineva. Să rezolvați problema. Am notat și la dumneavoastră și la Panriti, nu era, dar oricum băieții mei se suplimentează. Da, să fie în atenția. Băieții mei se suplimentează cu... Da, cu bolană. Cu la s-a suplimentat, din bolții s-a suplimentat, dar mai toți sunt bine la bolană. Și de bolană, domnule, dar mai trebuie curățate șanțurile, adică nu băieții ăștia de ajutorul social, puneți-i la bolană și de exemplu, și la șansa adicare. Toate bizierele alea care care câine din loc de mare de acolo, care pară, îți scrie șansul cu bizierele acolo. Și nu am stat așa. Materialul, ce ați trebuit. Am înțeles. Cam atât. Cam atât.